Daily Vlog, ziua 7 în aventura noastră în Asia. Mi-am pus de dimineață cordonul pentru bucle, l-am ținut 20 minute și uitați-vă la buclele alea. După asta am zis că trebuie neapărat să facem ordine în bagaje ca să vedem câte lucruri am cumpărat și cât loc mai avem. Da, știu că sunt multe cumpărături, scuza mea este că nu vii toată ziua în Asia. Ne-am băut cafea și am mâncat un mic dejun absolut superb la ceva cafenea de lângă noi. Vremea a fost genială azi, doamne, a fost vreo 22 de grade azi. Am găsit o stradă plină cu sakura și ne-am oprit aici să facem poze. Le voi posta la mine pe Instagram, așa că nu uitați să-mi dați follow și acolo. Și după asta a venit Alex cu o activitate foarte interesantă și anume să mergem thrift shopping. El să se uite mai mult pentru electronice, fiindcă Japonia este the place for electronics. Dar am mers la un Hard-Off care e la o oră de Tokyo și avea o grămadă de chestii, de la electronice, la camere, la haine, genți. Am mai fost și anul trecut la un Hard-Off când am fost în Japonia și știam și acum că o să găsesc multe genți la prețuri foarte bune. Doamne, de când am văzut acel tote bag de la Marc Jacobs, m-am îndrăgostit de el și a trebuit să-l cumpăr. Am dat doar 85 de euro pe el, nu vine să cred. Pe seara am mers să mâncăm un sushi delicios la un restaurant de lângă hotelul nostru. Când vă zic că a fost delicios, wow. Și cam așa a arătat a șaptea zi în Asia. Nu uitați de follow, v-am pupat.